Pacea Domnului Iisus, dragii mei, vă amintiți, mai înainte am făcut un video pe care l-am înregistrat în clădirea bisericii pe care am procurat-o, o pregătim acum. Apropo, la încheiere vă voi pune un video în care voi prezenta nevoile pe care le avem acolo la clădire, dar în video pe care l-am înregistrat în clădire am răspuns la întrebarea dacă cei plecați din viață, cei dragi nouă care au plecat din viață, dacă ei ne văd pe noi, văd și dacă știu ei ce se întâmplă aici. Uitați-vă undeva, aici trebuie să apară video, accesați și ascultați-l dacă sunteți curioși să ascultați care este răspunsul, dar iată, după acel video am primit o întrebare la care sunt întrebat invers. Ascultați, pace, pastore, am și eu o întrebare. Când vom muri și noi, vom merge în rai, ne vom putea întâlni cu cei dragi de acolo pe care i-am cunoscut aici pe pământ? Deci întrebarea este dacă noi când ajungem în rai ne vom întâlni cu cei pe care i-am cunoscut aici pe pământ, dacă noi îi vom vedea acolo. Hai să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Deschideți cu mine la Evanghelia după Matei. Aici este descris un caz foarte interesant pe care îmi place să-l citesc în întregime. Zice, pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș. Un sutaș, asta înseamnă un ofițer roman care era mai mare peste 100 de ostași. De-aia se numea sutaș, că el conducea 100 de ostași, un ofițer roman, deci un rang destul de înalt în armata romană. Deci s-a apropiat de Iisus un sutaș care îl ruga și zicea, Doamne, robul meu zace în casă slăbănoc și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis, am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit, căci eu sunt om sub stăpânire, am sub mine ostaș și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine și robului meu făcu tare lucru și îl face. La prima vedere poate să ne pară că sutașul acesta nu era ospitalier. Cum așa Domnul Iisus să zică că vrea să vină la tine în casă să-l vindece pe omul pentru care l-ai rugat și tu să-i zici nu, Doamne, nu sunt vrednic, nu veni la mine. Știți de ce așa? Pentru că sutașul știa foarte bine cultura și obiceiurile care erau acolo la evrei și el știa că dacă un evreu intră în casă la un roman, la un păgân, atunci el își creează mari probleme, va fi rău judecat de cei din neamul lui pentru că evreii nu își permiteau să intre în casa păgânilor, în casa romanilor. De ce? Romanul a vrut să-l ostașul ăsta a vrut să-l scutească pe Domnul Iisus. Nu, Doamne, nu vreau să-ți creez probleme cu ai tăi, nu vreau. Deci zi-o în cuvânt și se rezolvă tot. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului, du-te și facă-ți-se după credința sa. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Ei, ce spune Domnul nostru Iisus Hristos? Că acolo în împărăția cerurilor, și apropo, vedeți, de multe ori când vorbește despre împărăția cerurilor, descrie că acolo este o părtășie la masă, vor sta la masă și iată zice că vor veni mulți de la apus, de la răsărit, mulți și toți ăștia mulți vor fi acolo, vor fi într-o părtășie frumoasă cu Avram, cu Isaac, zice aici, și cu Iacov în împărăția cerurilor. Așa va fi acolo. Deci toți oamenii ăștia, ei intră într-o societate unde ei comunică unii cu alții, toți cei care vor avea parte de asta. La Galateni, capitolul 3, apostolul Pavel zice, nu mai este pentru cei care au crezut în Iisus Hristos și au devenit ucenicii lui Hristos, zice, nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos. Și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință, moștenitori ai împărăției cerurilor. Deci vezi, indiferent că aici pe pământ uneori n-am avut acces așa unii la alții, acolo zice, vom fi cei care suntem moștenitori, care suntem în Iisus Hristos, noi vom fi într-o frumoasă părtășie în împărăția cerurilor toți. Vă amintiți cazul cu bogatul și Lazar care l-a descris Domnul Iisus Hristos? Și vă amintiți, ei pe pământ nu prea au comunicat. Bogatul nu se îndura de săracul ăsta, zice, nici măcar fărâmiturile de la masă nu îi le dădea. Lazar ar fi dorit măcar fărâmiturile de la masă să le poată mânca. Nu îi se dădeau nici acestea. Însă, iată, când a murit, săracul Lazar a ajuns în sânul lui Avram. Bogatul a ajuns în locuința morților și vedea
vedeți, el de acolo, din locuința morților, zice, l-a văzut pe Lazar, l-a văzut pe Avram și i-a strigat lui Avram, părinte Avram. Deci vedeți ce comunicare este acolo, inclusiv între oamenii din locul ăsta de chin, din locuința morților, i-au văzut pe cei care erau în locul de desfătare și au putut comunica verbal, dar doar verbal, pentru că el a zis, trimite-l pe Lazar să moaie degetul, să mângă buzele cu apă. Și Avram i-a spus, nu, lucrul ăsta e imposibil. Între noi și voi este așa o prăpastie de mare, încât nimeni nu poate trece. Deci de comunicat putem comunica, dar mai mult nimic. Deci comunicarea e posibilă acolo. Uite, asta este pentru răspunsul nostru. Mai mult, la 1 Corinteni, capitolul 6, spune că noi, cei neprihăniți, noi vom judeca neamurile și pe îngeri. Deci când va veni judecata aceea mare, la tronul mare al lui Dumnezeu, scaunul mare de judecata lui Dumnezeu, noi, cei neprihăniți, copiii lui Dumnezeu, noi, cei care am crescut în Domnul Iisus Hristos, noi vom judeca toate neamurile. Tocmai de aceea să fim siguri că le-am vorbit la toți despre Domnul Iisus Hristos, că le-am vorbit la rudele noastre, la toți oamenii pe care i-am cunoscut pe acest pământ, ca să nu ne fie rușini în fața lor acolo când vor veni să-i judecăm și ei să ne privească noi, pentru că noi nu le-am spus niciodată despre Hristos. Când ne-am întâlnit cu ei, le-am vorbit alte lucruri, le-am spus brașoave și povești, numai nu le-am spus despre Domnul Iisus Hristos. Am vorbit despre toate, numai despre cel mai important lucru nu l-am vorbit. Deci, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este da, în împărăția cerurilor ne vom întâlni, vom comunica cu oamenii, vom comunica cu cei. Dacă ajungem în împărăția lui Dumnezeu, ne vom întâlni cu cei care tot ajung în împărăția lui Dumnezeu, vom comunica cu ei, vom comunica inclusiv cu cei care merg în locuința morților în ziua când vor veni la judecată, îi vom judeca pe oamenii aceștia, noi vom judeca și pe îngeri. Și tot așa și cei care merg în locuința morților și ei vor veni și se vor întâlni la judecată, îi vor vedea pe cei care au ajuns în împărăția cerurilor, cei care le-au mărturisit Evanghelia și ei au refuzat. Să zicem, de exemplu, dacă tu ești un om care ai respins cuvântul lui Dumnezeu, ți îți vorbesc, ți este propovăduit cuvântul lui Dumnezeu, dar tu l-ai respins cuvântul lui Dumnezeu, atunci iată să știi că tu te vei întâlni în ziua judecății, te vei întâlni cu cei care ți-au propovăduit, te vei întâlni și cu mine. Eu, cel care îți vorbesc acum în acest video și tu poate ai ascultat mai multe video de-a mele, dar nu ai luat nicio atitudine, nimic. Iată, te vei întâlni cu mine acolo, mă vei privi în ochi și îți vei aminti despre lucrurile care ți le-am spus și eu voi fi cel care te voi judeca atunci, dar uite și încă vor mai fi și toate lucrurile puse în față pentru că nu ai ascultat și nu ai primit mesajul. Eu tare m-am bucurat azi dimineață când m-am uitat la un video cu un tânăr pe nume Gheorghe care a căzut de la credință, a căzut, s-a îndepărtat de la credință și el a ascultat mesajul, a lăsat un like, a lăsat un comentariu scurt, amin, ceea ce înseamnă că a fost de acord cu mesajul care l-am predicat. I-am lăsat și eu un mesaj și așa de mult mă rog ca el să-și vină în fire, să se pocăiască, să se întoarcă din toată inima la Dumnezeu, ca să-și trăiască viața frumos, așa ca să meargă în împărăția cerurilor și să nu meargă la locul de pierzare. Iată așa, dragii mei, acum vă invit să ascultați și nevoia pe care o avem la biserică și vă invit să vă implicați cu noi ca să predicăm împreună. Împreună să pregătim localul ăsta și acolo să ducem mesajul Evangheliei la cei care nu-L cunosc încă pe Domnul Iisus Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pace multă vouă! Pace Domnului, dragă biserică! Iată lucrările care s-au făcut la mansardă. Deja camera de depozitare așa arată. Podul deja este finisat, adică instalat. Până la finisare mai avem încă lucrări cu șătroc și divopsit, așa. Deci pereții, podul la sala mică, totul este gata, sistemul de condiționare lucrează, de ventilare lucrează, deci iată băieții, așa deja au început, merg acum cu sala să finisez acolo, așa, și după asta se mută încoace sus să finiseze cu podul tot ceea ce așa e mai murdar și apoi
Începem cu cădeaua caldă. Așa. Aici, practic, așa, pereții sunt gata, a rămas podul doar cu șatroc să-l finiseze. Așa. Și camera mai așa copilului principalul, că e gata deja, da? A rămas numai timp să-l punem și atâta tot. Da. Și sala mare tot este gata. Sala mare gata. Pereții. Absolut. A rămas numai sistemul de ventilare să fie finisat. Dar în rest este totul pregătit pentru tink. Da, cum vă spuneam, avem nevoie de 3.000 de euro ca să finisăm peretele astea din afară până în iarnă, să îl încălzim. Avem nevoie de salariu pentru lucrători la sfârșitul lunii de 2.000 de euro și nevoie de 2.000 pentru teracota, care am spus că vrem să o procurăm ca să începem băile, da? Iată așa, aici e scara la noi. E gata și ea. Da? Și mergem apoi spre etajul 2. Etajul 2 avem nevoie de planificare, pereții și lucrările care s-au făcut sus. Începem apoi și aici jos. Iată și intrarea noastră. Și lucru merge înainte. Mulțumim tuturor celor care ne susțineți în rugăciune și cu ajutor financiar ca să ducem la bun sfârșit lucrarea care am început-o spre slava lui Dumnezeu. Amin.